microvlog numărul cât o fi. Sunt aici cu Andrei Diaconu. Doi tovarăși. Mergem până la Strâmtu. Am luat aro-ul căci este mult mai simplu. Și vrem să căutăm un traseu pe care să-l curățăm și să-l marcăm, dar astăzi mergem doar în recunoaștere și o să vă arătăm și vouă ce găsim pe acolo. Zone frumoase, da, clar, o să filmăm și peisaje. Suntem din nou cu un aro, cea mai de bază mașină de pe zonă. Capul! Galuțu! Horsi! Vulcanul! Ne-am blocat un pic aici pentru că Am trecut de jumate, da, aici e noroiul foarte mare. Păi da, am trecut de jumate, dar diferența de nivel de aici e semnificativă. Să vedem dacă găsim vreo variantă, să o luăm pe altă parte. Deci am luat-o pe jos prin oroaiele astea. Uitați, este pe nenea Martinel. A fost pe aici. Foarte drăguț. Bă, nu pare să aibă pui, pare să fie unul singur. Mamă, cât e asta. Așa că trecem de zona asta de război și după aia dăm pe ele ce să facem. Da, am luat-o în sus așa, lejer. Ca de sâmbătă. Foarte fain. Deci urcăm spre Strâmtu. Încă o dată un scurt reminder. Astăzi avem cu noi și un Canyon Spectral. Pentru cine e interesat să vadă cum arată noul Spectral, iată-l. Cadrul din carbon, suspensii de 160, frâne XT cu 4 pistoane, transmisie Shimano XT. Cât a costat? 4500 de euro. Foarte mare inclinație aici și pietre pe jos. Prima provocare a zilei. Auto-l pe Andrei. A prins linia. Super frumos. Nu știu dacă se vede cât de... Se vede mai degrabă în jos cât de abrupt e, dar în sus nu prea. Hop, hop. Tare. E abrupt. Un pic mai avem și ajungem. Iată ce splendoare aici. Ha. Și o să facem o mică pauză. Dăm un Red Bull și după aia dăm la vale. Bă, schemă! Oh. Mamă, ce era să cad. Uite ce ne așteaptă în față. O să coborâm forestierul acesta și o să luăm imediat în dreapta și intrăm în pădure și de acolo începe show-ul. Și o să încercăm să ne oprim cât mai des ca să filmăm diferite secțiuni din traseu. Nu avem GoPro cu noi. A, l-am pus la încărcat, dar nu l-am luat. O să încarce până ajungem acasă. Uite și pe amicii noștri. Se vede ceva? Da, uite cum vin. Pantalonii de la Zara, oh my god, mani, ești super stylish. Ai nunta azi? Până la 5. Ah. Și cât e ceasă, nu știu dacă te ajung. Păi, e vreo 2, cred. Am timp. Ai timp, nu? Păi, da, îmi plac mult de tot. Nu? Cât ai dat pe ei? Bă, nu știu, că am de mult timp. Pantofi ai? Ăștia de la Onil mă ajută. Ăla cu zăpadă mult. Leaua ta e acolo, în dreapta, deasupra capului lui Andrei. Și acolo, în stânga, sunt bucegi. Ce
Uite și pe băieți. Jap, jap. E mai multă viteză. E superbă și zona asta de pădure aici. O să începem să-i dăm la vale acum. Andrei nu se grăbește nicăieri, a ieșit la plimbarea de sâmbătă. Look at this shit, man. Credeam că-i dai să te filmezi, să treci pe lângă mine. Ah, nu. E o ieșire ca oricare alta, liniștită. Ne bucurăm de priveliști, cum ai spus și tu. Ai 40 de ani și tu, ca mine. Păi cu cât timp stau mai mult cu tine, cred că depășesc 40. Deci după cum se vede, coborârea este super chill pe aici. E un traseu perfect pentru familii cu copii. Un pic mai avansați, cel puțin în partea de sus. Și hai să dăm mai departe. Așa, bun. Am dat câteva coborâri așa, să vedem cum sunt traseele, sunt absolut superbe. Și acum vine Andrei pe partea asta de noroi. Este foarte, foarte noroios. He's doing well. Acolo băieții s-au oprit. Da, atât, e bucata asta care e mai nasoală. Cred că am caca la fund. Sărit de pe traseu. Tu ești puțin, stai, care e foarte interesant cu stropii ăștia. Se vede cât ai dat. Și dă mai departe, uitați-vă și voi cum arată pe aici. Oh, God. Oh, trebuie să ocolim un pic. Foarte greu cu mâna pe ghidon. Mă mir că nu mi-am luat-o până acum. Mamă, și sunt un miliard de poteci aici. Un miliard. Să te oprești un pic aici. Vreau să filmez în intersecția asta. Uite, încă o potecă de asta. E plin de ele, efectiv. Oriunde te uiți, e o variantă. Mai ești pe acolo, pe sus. Uite și pe băieți. Yeah! Am revenit pe un fel de forestier, o zonă la fel de agreabilă, și acum ne pregătim de ultima bucată de coborâre, pe care sperăm să o nimerim pe un traseu fără prea mulți boscheți. Sunt trasee de-astea peste tot pe aici, stânga-dreapta. Asta a fost cu microvlogul pe ziua de astăzi. Pe curând, ciao. A de sensibilitate, da. Da. Yo, dog.